Bună ziua, dragi șoferi! Bine v-am regăsit la un nou episod. Pentru astăzi avem un SUV, un SUV de înaltă performanță al celor de la BMW. Se numește BMW X6 M. Este practic ultimul model al bavarezilor și această cară dorim să mulțumim lui Bobby că ne-a pus la dispoziție această minunată mașină. Un domn care de altfel a acceptat din prima, fără să stea pe gânduri, să ne împrumute această mașină pentru a-i face un clip. Bun, acum să revenim puțin la mașină. Mașina vine cu un motor de 4400 V8 biturbo, care dezvoltă 575 de cai putere. Atenție, 680 de Nm la o turație de 1500 de rotații pe minut. Mașina, cum am mai spus, este o adevărată bestie între SUV-uri. Vine cu o cutie Steptronic 6 trepte. Ce au adus inginerii bavarezi nou la această mașină a fost să elimine practic turbolagul. Mașina se comportă aproape ca o mașină aspirată. Are un sunet demențial. Noi acum mergem pe modul M, adică totul este activat de la direcție, volan, evacuare, absolut totul este trecut pe setarea sport. Wow! Bun. Mașina are în continuare, toate că este o mașină a diviziei Motorsport, dotări, ca să spun așa, de cel mai înalt nivel, senzori, sistemul audio Bang & Olufsen, piele, după cum puteți să observați. Interiorul este absolut superb. Din câte știu, este cel mai scump interior de la ei, acest alb, cu monitoarele pe spate, volanul din piele întoarsă cu carbon. Mașina, într-adevăr, cred că are absolut toate dotările posibile. Bun, tracțiunea este pe toate 4 roți, 4x4, da? Deci puteți stați fără nicio problemă mașina, nu aveți cum să... Oricât de tare ați merge mașina, stă foarte bine pe șosea, nu aveți cum să o pierdeți. Noi acum suntem pe o vreme destul de proastă și mașina stă foarte bine. Bun, padelele sunt montate pe volan. Aici probabil că trebuiau montate, după cum am mai spus și în alte clipuri, părerea mea, tot timpul trebuie să fie montate pe coloana mașinii pentru a ști în orice moment unde se află padelele. Bine, dar ținând cont că asta nu este o mașină de circuit, nu ar fi un lucru atât de grav. Bun. Noi mereu ne-am întrebat, când venea vorba de X6M, dacă mașina asta este cu adevărat una a diviziei Motorsport, dacă merită acest denumire. Ei bine, după părerea mea, cred că merită cu siguranță. Mașina, v-am spus, este o adevărată bestie. Se comportă extraordinar, este foarte rapidă. Chiar aș putea spune că face de râs multe mașini sport. Exact cum spuneam, cuplul de la 1500 de rotații pe minut te bagă în scaun instantaneu. Și sunetul ăsta e absolut demențial. Wow. Bun, cutia, cum a spus Steptronic-ul, este practic, ca să spun așa, cum erau SMG-urile înainte. Ele nu vin poziție de parking. Practic tu când oprești mașina, va trebui să lași mașina în neutru, pe liber, da? Și să-i tragi frâna de mână. Astfel se oprește mașina. Ca și dotări de lux, trebuie să reamintim foarte important head-up display-ul de la M, care ajută foarte mult atunci când ai de condus sportiv pe șosea și mai trebuie practic să-ți arunci ochii în catrane. Scaunele acestea sunt perfecte pentru un drum lung. Au și suportul lateral foarte, foarte bun. Scaunele sport, scoică, ca să spun așa. Dar în același timp nu au renunțat la confortul celor din spate. Au continuare piele dublu climatronic pe spate, deci pot să teze singuri temperatura. Au monitoare pe spate pentru a fi cât mai plăcut drumul lung. O mașină de lux, în același timp sportivă. Asta este de fapt BMW X6M. Dar
nu cred că și-a pierdut nici calitățile de off-road, ca să spunem așa. Cu toate că ea nu este o mașină concepută pentru off-road, da, este un SUV, Sport Utility Vehicle, dar fără nicio problemă cred că puteți să vă aventurați și pe drumuri neasfaltate. Croiala materialelor din interior este fără cuvinte, ca să spun așa. Deci avem un bord îmbrăcat în totalitate din piele și combinația asta de culori alesă de Bob este, n-am cuvinte, ca să spun așa. Alb, interiorul este complet alb, practic mi-e și milă să stau pe scaunul ăsta. Cu bordul ăsta în piele maronie. E un deliciu să stai aici în interiorul acestei mașini. Foarte interesantă combinația de culori. Din câte știu eu, și cred că nu mă înșel, la noi aici în Constanța nu mai există niciun X6M ca acesta. Și sigur nu mă înșel.